În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, ca să moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Iubiți credincioși, ne aflăm în fața postului mare. Astăzi este duminica pregătitoare, în care lăsăm sec de carne, pentru ca duminica următoare să lăsăm și de brânză și să începem postul. Este o duminică în care de multe ori am vrut să cuvintez, pentru că trebuie să mă spovedesc înaintea dumneavoastră, niciodată nu am citit cu plăcere denumirea pe care o poartă această duminică, a înfricoșătoarei judecăți. Și aș vrea să mor cu această supărare, pentru că nu cred în judecată decât că este dreaptă. Nu că este înfricoșătoare, nu că este îngăduitoare, nu că este rea sau bună. Așa cum începusem săptămâna trecută să vă spun că am fost provocat cu întrebarea: cum este Dumnezeu? Dumnezeu este un părinte îngăduitor și bun, care ne mângâie pentru tot ceea ce facem bine, sau Dumnezeu este drept și care ne mustră ori de câte ori facem vreo năzdrăvănie? Și am spus, Dumnezeu este un părinte. Și atât. Restul depinde de noi. Dacă suntem buni, cu siguranță că părintele nostru ne va mângâia. Dacă facem vreo nedreptate, cu siguranță că vom fi pedepsiți. Citeam acum câteva zile un articol scurt vis-a-vis de noile reglementări ale codului rutier. Știți, articolul e mic, dar comentariile sunt multe. Și de cele mai multe ori comentariile fac, de fapt, esența. Și se scrie acolo cum merg amenziile de la până la, mă rog, până aproape că să-ți ia, nu, libertatea, chiar și viața, și mașina, și altfel. Și comentariile pe care le-am urmărit eu erau toate cu un năduf pe care îl simțeai de la cei care scriau. Ia uite, nu le mai ajunge. Iar avem dări, iar una, iar alta. Măi copii, niciunul dintre ei nu s-a gândit că există și oameni care sunt lăsați rece de aceste reglementări. Pietonii, profesioniști, cei care nu merg decât pe jos și care acum se bucură când citesc acolo că trecerea pe culoarea roșie este amendată foarte, foarte dur și înseamnă vreo 27 de puncte, vă imaginați că trebuie vreo două rânduri de permise ca să poți să treci peste un roșu. Și mă gândeam la oamenii aceștia, nu cumva aceștia se bucură? Dar am constatat că nu cei care se bucură scriu, ci cei care sunt întristați. Apoi mă gândeam la lege. Toți suntem în duminica judecății. Legea fumatului. Acum știu că este un punct foarte, foarte fierbinte și de asta îmi și dau drumul către câteva idei, pentru că de-abia aștept să mă facă praf comentatorii predicii mele din ziua de astăzi. O lege care a venit să reglementeze ceva. Bineînțeles că cei mai supărați sunt cei în cauză, cei vizați, adică. Cei vizați, adică fumătorii, nu s-au gândit că până acum, un an de zile, se vor întâmpla peste 3 săptămâni, să știți că știu de când pot să ieși eu în oraș ca omul. Nu s-au gândit că până atunci, reprezentând o majoritate, ceea ce reprezintă și astăzi, în locul lor, adică al celor năpăstuiți, erau ceilalți. Și acum le-a venit rândul. Așa cum zicea și Avraam, zice, în viață ai avut pe cele bune, îi spunea bogatului. Și asemenea și Lazar pe cele rele. Ei, decât că atunci când ai pe cele rele, nu te bucuri deloc. Va să zic că este o lege, da? Pentru că vorbim de judecată. Dar mai departe, se spune că odată un judecător a lipsit de la birou vreo 3 zile.
Și după aceste zile au început să-l caute tot felul de oameni care aveau nevoie de judecata lui. Și a lăsat, a patra zi, a lăsat și un paznic acolo să le spună oamenilor că mai întârzie. Și a fost întrebat paznicul, dar unde este? Zice, este vorba de un caz foarte, foarte important de judecată. Și zice, dar întârzie mult? Păi nu știm, pentru că dacă este găsit vinovat, s-ar putea să lipsească mai mult. Să nu credem că cei care împart dreptatea nu au și ei parte de împărțitor de dreptate. O să zic că să revenim la ale noastre. De ce ne speriem de o lege? Pentru că, dintr-un început, o tratăm cu oarecare teamă vis-a-vis de neputința noastră. De exemplu, un vitezoman, când a citit acolo că deja amenziile și toată problema legată de nerespectarea regimului vitezei va fi mult înăsprit, vă imaginați că nu se gândește, mă, de acum înainte să mă las de viteză. Nu, nu, nu. Se gândește câte rude are pe acolo, pe acolo, câți din neamul lui au permise și poate că o să le declare că ei au fost la volan dacă vor fi întrebați. Se gândesc la cu totul și cu totul altceva, nu la schimbare. Ei, aici am vrut să ajung. De multe ori, în această duminică a judecății, noi vorbeam despre cele două părți, oile și caprele. Bineînțeles că nu este o discriminare zootehnică. Este o constatare că oile sunt mai blânde și cu capul în jos față de capre care au scos și ceva proverbe în poporul român. Dacă capra sare masa, iada sare casa. Deci vă imaginați că nu degeaba i-a împărțit Evanghelia de la Matei păstorul pe oameni ca pe oi și de capre și le-a așezat pe cele pe capre de-a dreapta și pe oi pe capre de-a stânga și pe oi de-a dreapta. Adică cu bunii i-a pus cu caprele, cu oile. Problema este următoarea. Atunci când oamenii fiind împărțiți așa, au aflat de ce sunt împărțiți așa, s-au supărat din nou. Dar cum dacă s-au supărat și cei buni? Și au zis, Doamne, dar la întrebarea veniți să moșteniți împărăția pentru că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, în temniță și m-ați cercetat, în bolnav am fost și m-ați căutat. Și zice, dar când te-am văzut noi așa? Zice, întrucât ați făcut unul dintre acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Și apoi se întoarce către capre și le spune același lucru, numai că invers. Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, căci flămând a fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat a fost și nu mi-ați dat să beau, bolnav a fost și nu m-ați cercetat, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, în temniță și nu m-ați cercetat. Și nu m-ați căutat. Și aceștia, bineînțeles că întreabă iar când te-am văzut și răspunsul este același. Încât nu mi-ați făcut unor frați mai mici ai mei, nici mie nu mi-ați făcut. Eu m-am gândit ca astăzi să vă spun cine sunt frații despre care vorbește Mântuitorul. Pentru că de cele mai multe ori mi se pare că fratele este lângă noi. Nu, fratele este în noi. Datoria noastră este pentru noi. Și o să spuneți, bine, dar nu este un fapt egoist? Nu! Este un fapt realist. Să vă aduc aminte de cel care a venit seara acasă și înguindu-și el mașina, ținând cheia în mână, exact în momentul în care a ajuns în dreptul pragului, s-a luat lumina în cartier și a scăpat cheia din mână. A scăpat-o din mână și a început să o caute, a bâșbuit el ce a bâșbuit și la un moment dat se uită pe fereastră că era luminată strada. Nu știu dacă era cu inimioare de astea de ziua de lucru, dar era luminată strada, asta era clar. Și atunci ce i-a venit lui până cap? Băi, cum? De o caut și eu acolo unde este lumină. Și s-a dus afară. A căutat ce a căutat până a venit un vecin. Venind cu mașină, ce faci vecin? Băi, caut, ce? Ok, stai așa. A proiectat lumină pe zona aia și vreo jumătate de oră tot au căutat. Dar la un moment dat zice, măi vecine, dar sigur
pe aici, în perimetrul ăsta, sau să ne mutăm mai încolo, mai încolo, să căut. A, zice, nu, cheile le-am pierdut în casă. Păi și de ce le cauți aici? Aici e lumină. Așa suntem noi. Noi căutăm unde este lumină, adică acolo unde ni se pare nouă că Mântuitorul ne spune, întrucât fraților mai mici nu mi-ați făcut, nu le-ați făcut, mie nu mi-ați făcut, întrucât fraților mei mai mici le-ați făcut și mie mi-ați făcut, noi credem că e vorba de un frate de-al nostru de lângă noi. Și imediat, ce ne este mai la îndemână? Să ajutăm pe cel de la care avem beneficii. Să ajutăm pe cel care are potențial. Nu v-am zis și cu frații noștri de la bancă, după ce mi-au cerut 1.000.000 de adeverințe, am ajuns la concluzia că ei, de fapt, dacă nu aduceam toate adeverințele și dacă nu făceam tot felul de intervenții, nu mi-ar fi dat împrumutul. Și fiul meu duhovnicesc, care era acolo starostele băncii, mi-a zis, părinte, dar credeți că banca are nevoie de oameni săraci? Banca are nevoie de oameni bogați, care să ne dea comisionul. Asta e problema. Greșeala noastră este și constă în confuzia pe care o creează mintea noastră prin păreri. Este o părere. Faptul că frații noștri mai mici sunt lângă noi. Nu, sunt în noi. Și atunci hai să vă explic de ce nu este un gest egoist faptul că trebuie să ne gândim la noi. 1. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Sfântul Arsenie cel Mare zice așa, dacă ți-e somn, culcă-te. Dacă ți-e foame, mănâncă. Dacă ți-e sete, bea. La un moment dat, eu când am citit lucrurile acestea, vă imaginați că am fost foarte, foarte smintit, ca să zic așa, dar mi-am dat seama că un om care simte niște nevoi și nu le împlinește, la nivelul primar, este un om frustrat, un om care nu poate niciodată să o ia înainte. Și atunci mi-am dat seama de adevărul lucrurilor. Pentru că un om flămând nu poate să ia niște decizii atât de clare, sau dacă un om însetat la fel nu poate să... Un om gol nu poate să vorbească așa foarte, foarte liniștit în fața celorlalți. Și atunci s-o luăm de la capăt. Flămând a fost și nu mi-ai dat să mănânc. Și o să spunem când? Păi în primul rând, trecând peste evenimentul ăsta cu foamea, foamea de mâncat și legătura cu stomacul, foamea și setea culturală, ai vrut să afli ceva. De ce n-ai citit mai mult? Ai vrut să știi ceva. De ce n-ai cercetat mai mult? Ai vrut să înveți pe altul, dar întâi învață tu ca să știi să-i explici celuilalt. Asta înseamnă foamea, setea. Am fost gol și nu m-ai îmbrăcat. Păi cum, Doamne? Dar bineînțeles, ți-au lipsit niște veșminte în care ceilalți să te vadă așa cum ești tu. Pentru că un om, dacă nu este îmbrăcat așa cum trebuie, nu poate să fie perceput așa cum trebuie. Știți vorba românească? Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Dacă nu suntem atenți, se va face o prăpastie în ceea ce credem noi despre noi și ceea ce vede lumea despre noi. Noi ne considerăm că nu ne lipsește nimic și ceilalți pot vedea la noi ce? Goliciunea. Dar nu goliciunea aceasta sinceră a unui copil care nu are ce să ascundă, ci goliciunea șvaițerului cultural pe care îl avem, goliciunea nepregătirii, goliciunea lipsei de sentiment al celui de lângă noi. Aceasta este goliciunea pe care Mântuitorul astăzi ne învață că trebuie neapărat să o îmbrăcăm. Cu ce să o îmbrăcăm? Să o îmbrăcăm cu ceea ce avem mai bun. Știți că în lada de zestre a poporului român există un set de haine pentru lucru de fiecare zi și un set de haine pentru biserică, care merg chiar și până la a se spune că sunt hainele de mormântare. De ce, o să spună cineva? Tocmai pentru a ști întotdeauna pentru ce ne pregătim.
Întotdeauna când te duci la a face ceva, te uiți pe lângă tine în ce ești îmbrăcat. Bineînțeles că dacă ești electrician, nu o să pleci pe stâlpi dacă n-ai tot ce trebuie, cască, șurubeni și mai departe. Trebuie să știi întotdeauna, dar mai ales trebuie să știe cei de lângă tine ce urmează să faci. Și ei vor ști ce urmează să faci, funcție de hainele pe care le porți, de instrumentarul pe care îl ai, pentru că altfel nu pot cei de lângă tine să știe unde vrei să ajungi. Și este necesar să știi unde vrei să ajungi. Pentru că imaginați-vă să vezi pe cineva care îți intră în scara blocului și nu-l cunoști. Ești tentat să-l întrebi pe la cine a venit sau dacă doar ce pleci de acasă, nu lași casa pe mâna unui necunoscut. Dar dacă acel cineva îți spune că a venit să controleze și el de la Radet, băi nene, nu te supăra, dar Radetul nu e pe deasupra blocului. Nu te văd că ai cizme, nu te văd că ai o salopetă pe tine. Imediat aflăm ce vrea să facă omul acela. Așa trebuie să știm și noi. Dacă vrem ca cel de lângă noi să știe ce vrem să facem, trebuie să ne îmbrăcăm, pentru că altfel suntem goi. Dar mergem mai departe. Bolnav am fost și numai cercetat. Cine credeți că spune lucrul acesta? Sufletul nostru, care ne trage întotdeauna câte un semnal de alarmă. Noi zicem, bă, dar ce mă doare capul? Stai puțin, mă doare capul pentru că ori stau în curent, ori pe la muncă las aerul condiționat cum știu cum, ori că trebuie să fiu mai ferm în a spune colegilor că trebuie să închidă ușile. Asta înseamnă ce? Să mă cercetez pe mine ca să știu ce să cer celorlalți, astfel încât să nu mai doară cap. Pentru că o durere de cap nu vine degeaba. Vine ca să ne sâcâie dacă nu știm să răspundem la această durere. Vine să nu ne lase în pace dacă noi nu luăm măsuri. Pentru că trupul și sufletul nostru întotdeauna ne transmite tot ceea ce trebuie. Știu pe cineva care, fiind paralizat de la brâu în jos, avea o mare problemă. Nu simțea durerea. Să nu credeți că este un mare dar. Pentru că s-a întâmplat odată să se rănească și aproape să piardă tot sângele pentru că nu simțea nicio durere. Durerea nu este un lucru rău. Durerea este un semnal pe care trebuie însă să-l decriptăm. Dar sunt suferințe care dor și suferințe care schimbă. Eu vorbesc aici de cele care trebuie să ne schimbe. O suferință, un dor față de cineva care până la urmă se transformă într-un factor clinic. Trebuie să ne facă să ne schimbăm. Să ne schimbăm atitudinea. Să ne încărcăm cu ceea ce trebuie, adică să ne cercetăm. Și mergem mai departe spre ultimul capitol. În temniță am fost și nu mai cercetat. Aici este o mare problemă. O să spuneți că nu toți dintre noi am fost în temniță, dar unora le mai zdrângă necătușele pe la capăt. Ce facem? Să ne cercetăm, adică să vedem ce avem de învățat din aceste lucruri. Pentru că niciodată o amenințare directă la libertatea noastră nu este venită gratuit. Este venită ca o lecție. Să vedem ce am greșit. Să vedem dacă nu cumva părerea noastră despre noi înșine este prea bună față de cum ar trebui să ne judecăm noi. Pentru că spune Mântuitorul, dacă ne-am cerceta, nu am mai fi cercetați. Dacă ne-am judeca, nu am mai fi judecați. Și atunci invitația este următoarea. Dacă am fost în temniță sau în drum spre temniță, de ce nu ai venit la mine? Suflete, să te întrebi, ce am greșit? Hai să schimb ceva. Poate că așa am văzut eu lucrurile că sunt bune, dar nu sunt bune. De exemplu, pot să vă spun că cineva care practică haiducie poate să spună că el face bine pentru că ia de la bogați și de la săraci. Păi da, dar cum și cu ce ajuți săracul?
să ajuți săracul cu ceea ce poți tu să oferi, nu cu ceea ce iei de la altul. Dacă tindem așa către o aplatizare și vrem noi să fim justițiarul lumii și să luăm de la unii să dăm la alții, să nu ne amăgim că facem fapte bune, că poate de-aia auzim clinchetul în urechile noastre, dar trebuie să ne cercetăm. După fiecare moment în care simțim că ceva este în neregulă, avem șansa de a ne schimba. După fiecare moment de durere, putem să ne schimbăm în oameni mai buni. După fiecare moment în care simțim foame sau sete, să-i mulțumim lui Dumnezeu că foamea și setea ni le-a trimis ca să știm când să mâncăm și când să bem. Mi-aduc aminte că eram mic și bunica din partea tatălui zicea un soi de rugăciune, nu pot să-l numesc eu rugăciune pentru că mie nu-mi suna rugăciune, care suna așa, mulțumesc cu ție, Doamne, că am mâncat și iar mi-e foame. Eu am crezut la început că e vorba așa, de o luare în derâdere, nu e așa. Numai unui om sănătos îi se face foame după ce mănâncă. Foamea nu este lăsată de Dumnezeu fără rost, după cum nici setea. Dar aici trebuie să fim cumpătați. Aici trebuie să luăm aminte cât, cum și când mâncăm sau bem. Iubiți credincioși, toată duminica aceasta a judecății aș vrea să ne dea o bucurie, nu o spaimă, pentru că Dumnezeu nu ne sperie. După cum v-am spus, nici legiuitorul nu ne sperie, decât arată un semnal dacă avem noi o problemă. Problema noastră ne sperie, nu cel care ne spune că dacă o facem sau dacă nu o facem, o să pățim sau nu o să pățim. Trebuie să fim foarte atenți că judecata în sine este foarte bună. De exemplu, eu m-am bucurat atunci când legiuitorul a spus că nu se mai fumează în spații publice, dar cu alt ochi să știți că m-am întristat pentru cei care nu pot chiar să se lase de fumat și eu îi înțeleg foarte bine. De ce înțeleg foarte bine? Pentru că n-am fumat niciodată. Este singura șansă ca să înțelegi pe celălalt, să-l iubești și să te străduiești ca tu să te păstrezi altfel decât îl chinuie pe el un viciu. Atât putem să facem. Adică, mai departe, să putem încheia, să primim binecuvântarea Tatălui, să mergem în împărăția cea gătită nouă, pentru că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau, bolnav a fost și ați venit la mine, în temniță și m-ați cercetat. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.